Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou review marca Atelierul de Detailing, alături de o prezență nouă, remarcată de voi pe șosele. Menționez că nu e primul meu contact cu varianta asta de serie 3, pentru că am mai făcut o filmare la una break, care încă nu a apărut pe canal, sau poate până o să apară aceasta va fi apărut deja. Aceea era însă o versiune mai entry level pe parte de echipare, dar avea același motor și configurație X-Drive. Zic eu că ce avem noi aici este cel mai frumos seria 3 din vremurile moderne. Că deja, dacă e să-l compar cu ce a fost în anii 80, poate e prea subiectiv. Sunt convins că sunt mulți fani care le plac pe acelea. Ați văzut filmarea mea cu Audi 80 și consider că o mașină veche este infinit mai amplă ca poveste față de una nouă, tocmai pentru că are un bagaj de amintiri în spate, atât prin lungul șir de proprietari sau dacă a fost a unui unic proprietar, respectiva persoană a pățit niște chestii de obicei plăcute cu acea mașină. Așa că mă rezum la părerea mea că în vremurile astea moderne, hai să zic ultimii 20 de ani, este cel mai frumos serie 3 apărut. Și putem vedea clar cât a crescut în proporții. Citeam că a depășit E39 serie 5 la toate aspectele care țin de dimensiune. Adică așa ne dăm seama cum cu fiecare generație mașinile astea cresc. Însă nu o să crească forever, pentru că s-a mai întâmplat odată chestia asta în America. În anii 70 erau acele mașini numite land yachts, adică bărci de uscat, vapoare de uscat, yachturi. Pentru că erau atât de mari, aveau aproape 8 metri, și nu se mai putea cu mărimea aia. Orașele nu mai aveau atâta loc, crescuse populația, era și criza petrolului din 73, care a scumpit foarte mult prețul petrolului în Occident, din cauza embargoului impus de OPEC, acele țări exportatoare de petrol, după clenciurile cu americanii, și plus revoluția din Iran, multe probleme de-astea pe plan politic, existența URSS-ului, războiul rece, niște chestii, mă rog, mult prea ample pentru un review de seria 3, dar am să fac o legătură. Și cumva contextul economic a forțat mașinile alea să cadă o treaptă. Și așa au ajuns full-size luxury cars care aveau 7 metri să aibă vreo 5 și un pic. Cam asta cred că se va întâmpla și aici, pentru că nu poți să ai în seria 3 să crești cu, nu știu, 10 cm pe fiecare generație. Că evident, peste 15 ani o să ai una care ocupă două locuri de parcare pe lungime și lățime. Deci nu se va putea chestia asta. Dar clar e o mașină mai mare și asta se traduce într-un confort sporit. În mașina asta ai mai mult loc și stai mai bine decât într-un F30 și decât într-un E90, pentru că are banchetele altfel profilate și are un extra de dimensiune în partea din spate. E o mașină care totodată păstrează linia BMW 9, adică toate motoarele sunt turbo, fie că sunt diesel, fie că sunt benzină, și din păcate pentru puriștii mărcii, motoarele cu 6 cilindri în linie sunt mai puțin întâlnite, adică singurul model din gamă care are un 6 în linie este BMW-ul 340i și respectiv M340i, care are B58-ul de 6 în linie și vreo 381 de cai. Al motor, sper să-l filme și pe acela, dar are multe în comun cu acest motor. Această mașină se numește 330i X-Drive. Dacă am fi fost pe vremea lui E90, aceste cifre produceau efect ASMR, pentru că avea 3 litri în linie, 3 litri 6 în linie, adică asta înseamnă ceva. Mai ales pentru mine. Sunt niște motoare speciale pe care oricând în regimul de funcționare, dacă pui o monedă, nu trepidează absolut deloc. Sunt perfect echilibrate, aveau aproximativ 272 de cai în putere maximă, dar erau mult mai rafinate decât o să fie vreodată un 4 cilindri. Însă asta nu înseamnă că motorul B48 care echipează această mașină este un motor rău. Ba din contră, este un motor care a adus multe progrese tehnice și o să le detaliez la partea de sub capotă. Ce e interesant este că e iarăși primul BMW care unifică gama motoarelor. Adică situația este în felul următor. Există modele cu serie întreagă, așa cum le numesc eu, și cu serie de tranziție. O serie de tranziție a fost, de exemplu, F30, care a avut atât variantă 328i, de exemplu, cu motor N20 de 245 de cai, sau un model facelift 330i, care a avut B48, adică avea două game de motoare. Stați că se ceartă unii în partea elaltă și nu știu dacă auziți. Gata, mă, calmați-vă. Asta e, drum public, România nervoasă.
Deci, după cum spuneam, anumite generații folosesc, prind existența seriei între tranzițiile de motoare. G20-ul a prins deja împlinirea tranziției. Asta înseamnă că toată gama asta folosește motoare modulare, seriile B. Adică avem un B48 care este 4 cilindri în linie, avem B58 care este 6 cilindri în linie benzină, ambele. Avem B47 care este 4 în linie 2 litri diesel, B57 care este 6 în linie 3 litri diesel. Asta inclusiv o variantă a acestui motor care se va numi S58. Este cel care echipează noul model M3, un motor total diferit prin funcționare, dar care are baza comună pe același serie B. Ceea ce este de reținut e că toate motoarele astea se produc în Austria, la fabrica de la Magna Steyr, din câte știu, și este o serie modulară. Adică de-aia se și numesc toate B, este generația de motoare B și practic când spui B48 4 cilindri versus B58 6 cilindri, ai o extensie de 2 cilindri. Dar pur și simplu sunt adăugați ca niște cuburi Lego, totul este modular, sunt aceleași injectoare, aceleași distribuții, aceleași pistoane, arbori cotiți, doar că ai mai multe segmente. Chestia asta le face mult mai ieftin de produs. Gândiți-vă că între benzinare, diferența, de exemplu, de la B38 3 cilindri la B48 4 cilindri la B58 6 cilindri este de 60%. Parte comună, de fapt, nu diferența. Deci au 60% componente comune benzinarele între ele, iar cele benzină cu cele diesel au 40% din componente comune, cum ar fi, de exemplu, și blocul motor. Toate motoarele astea sunt de aluminiu. Deci aici vedem cât se investește în mașinile astea pe parte tehnologică și cu siguranță mașina asta pe care o vedeți, având în vedere că a avut un preț negociat de aproximativ 64-65 de mii de euro, având un discount de 15%, deci ne dăm seama că intrăm spre 80 de mii ca preț, este o mașină full option care cred că are lipsă doar o singură opțiune pe care proprietarul nu a considerat-o relevantă și anume încălzirea banchetelor spate. În rest are tot ce vrei și poate ce nu vrei, depinde de preferințe. Așa că e o mașină care transmite poate emoție și prin tehnologie, nu numai prin aspect. E prea nouă ca să spui că are cult status, dar cu siguranță consider că motorul acesta B48 este destul de recent apărut, însă are suficient timp în existență cât să ne dovedească că este un motor bun și la care nu prea au fost probleme. Evident că în 10 ani o să apară probleme comune, o să încerc să le explic la partea de motor. Hai să dăm o roată mașinii ca să vedeți cum se prezintă. Sunt convins că le-ați mai văzut pe stradă și că în nu foarte mulți ani o să fie marca, mă rog, unul din modelele preferate de import ale românilor, dacă chiar n-au început deja să și le importe din străinătate. Putem vedea că este un model cu pachet M, ceea ce înseamnă că are frânele M, are siglele corespunzătoare pe aripi. Îmi place acest shadow line. Și în sfârșit filmez și o mașină cu trapă, asta e enormă. Sunt mare fan trapă și în general la mașinile cu trapă tip american, cum este aceasta, ea se termină undeva în zona asta. Însă BMW cred că are cea mai mare trapă standard din domeniul auto. Nu confundați cu plafonul panoramic, ăla este altceva. Deci această mărime mi se pare un mix perfect între un plafon panoramic și o trapă simplă, cum o numesc eu, în stil american, pentru că americanii aveau genul ăsta de mașini. Alt element care îmi place la nebunie pe mașina asta este această ureche de aici, care se numește Hofmeister King. Este un element definitoriu pentru toate BMW-urile fabricate vreodată, mai puțin E90 și F30, care nu au pus un accent foarte mare pe acest element, mai ales în variantele break. Dar dacă ne uităm în trecut, adică înainte de, să zic, 2000, toate BMW-urile aveau foarte agresiv desenul ăsta de ureche. El este numit Hofmeister King, este un element de design, la fel cum la anumite mașini se numește cam tail sau acest fastback, de exemplu. Sunt niște termeni din ăștia care se folosesc în lumea auto, de obicei după cei persoanele care au inventat acest termen. Are o vopsea ca o culoare de lut, îmi place că este perlată și adâncă, văzută în lumină, are un sclipici aparte. Stopurile astea mi se par foarte inspirate din japoneze, aproape că se confundă cu unele generații modele de fapt de Lexus, însă sunt niște stopuri frumoase. Adică copiate, necopiate, nu contează, chiar arată frumos, se poate vedea ca o textură în relief.
și per total mașina nu mi se pare țipătoare. Adică nu are cine știe ce eleroane, difuzoarele astea de aici, deși sunt false, sunt decente, evacuările la fel sunt reale, ceea ce e o chestie, zic eu, căutată de mulți entuziaști. Și un profil, e un design foarte curat. Adică, uitați-vă inclusiv geamul spate, ce mare este și ce vizibilitate bună ți oferă. Adică în partea asta ai puțină tablă ca să obstrucționeze vederea. Chiar e un design curat și îmi place, de exemplu, cum arată butonul de la keyless entry, ăsta, care e mare și, nu știu, chestii din astea care țin de design. Cam asta ar fi aspectul general al mașinii. Zic eu că e ce trebuie. Și mai îmi place că nu are grila aia de neam prost. Deci BMW-ul seria 7 are o grilă în care efectiv poți să te bagi înăuntru. Este prea mare după gustul meu și contrastează prea mult cu laterala mașinii. Adică vezi un serie 7 atât de frumos ca contur lateral și când te duci în față parcă i-a dat cineva zoom picture in picture, ca la televizor pe bot și, nu știu, mi se pare prea mare, dar este evident o chestie subiectivă. Grila este activă pentru a eficientiza răcirea și o chestie care a apărut în standard, mă rog, poate fi controlată, comandată contra cost, este sistemul de faruri laser, adică ai, nu mai ai nevoie de proiectoare și vii peste cu un sistem cu LED-uri adaptive, care au suplimentar acel sistem cu lupe cu fosfor, inervate, mă rog, excitate practic de niște raze laser și care bat, cred că undeva până la vreo 600 de metri. Numai că sistemul nu poate fi activat la comandă, ci se activează automat când vede că e suficient întuneric în jur și nu ești pe un drum cu mașini care vin din sensul opus. Da, testul despre design. Pentru că full option, portbagajul se deschide electric, păstrează același design standard, simplu, cu aceste barete care însă intră în șoldurile astea laterale și nu vor obstrucționa accesul în portbagaj. E un portbagaj care probabil față de F30 a crescut în dimensiuni, recunosc că nu m-am interesat de litraj. Un mic reproș e partea asta, la câți bani costă, puteau să-l antifoneze, mai ales că mașina vine și cu un sistem audio bun și chiar cred că ar fi făcut diferența. Chiar dacă, sincer, aici la vedere, nu văd niște boxe, însă totuși e de apreciat că, uite, în spate există un fel de izolație care e ca un sponge de ăsta, burete. Deci cineva undeva s-a gândit acolo, doar că era de efect să fie și un capitonaș acolo. În rest, spații de stocare, o cutie standard, asta bănuiesc că iarăși este opțiune care se poate plia și dedesubt ar trebui să fie niște ceva, dacă voi ști să deschid această sau nu se deschide. Nu-mi dau seama dacă se deschide sau nu. Pare solid, deci oricum nu are roată de rezervă și nu are rost să deschid acolo. Aici avem același sistem de închidere cu tot cu mașină sau doar portbagajul. Cumva la break văd mai utilă opțiunea asta, dar why not? Știi, dacă e disponibilă și e într-un pachet, nu o refuzi, o cumperi așa cum e. Da, stă dinăuntru. Observăm că are geamul până în ramă, în spate. Zici că este o plită casnică, geamul ăsta, arată foarte interesant. Și aici se poate vedea locul crescut, o să mă duc și pe partea cealaltă ca să se vadă lumina mai bine. Și aici este câștigul de spațiu față de un seria 3 model precedent. Mi se par banchetele mai lungi și asta înseamnă că țin pulpele mai bine și în ultimul rând locul, distanța dintre șezut și spătarul scaunului din față. Materialele de pe ușă mi se par de calitate bună, adică avem o piele sintetică în zona asta, la fel ca cea de pe scaune, posibil doar asta să fie piele, pentru că între asta și asta este o diferență de tactibilitate, de cum o simți, asta este mult mai moale. Însă în continuare, așa cum trebuie, aici avem plastic tare, pentru că e o zonă de uzură. Îmi place faptul că suportul de sticlă este așa, și nu trebuie să zgârii boxele astea, să bași cine știe cum sticla, intră direct așa. Și în continuare, asta ar fi o mică critică, nu are mochetă. Deci dacă pui niște cheie aici, o să zornăi. Da, în rest, eu zic că e un design calitativ. Hai să vedem și cum se stă. Asta zic, o banchetă chiar confortabilă. Adică observați că îmi stă pulpa pe toată lungimea.
în legătură cu bancheta, ai loc la picioare. Adică eu por 44-45 la pantofi, depinde de firmă, și chiar stau bine aici. Adică în condițiile în care spătarul depășește montantul B și este în linie cu cotiera, chiar am loc. Și dacă e să închid și ușa, putem vedea că nu intră înspre interior și nu deranjează zona asta de la picioare. Acum, iarăși în spate, pentru că vorbim de o mașină 2020, două porturi USB, și asta pare a fi și o priză de 12V, și climatizare și în spate. Adică nu numai că e ventilație, are și sistem de climatizare, după cum se poate vedea. Avem suplimentar și cotiera, care este din aceeași piele ca a scaunelor. Suportul ăsta nu prea s-a schimbat. E același sistem, dar își face treaba, zic eu că ține bine paharele pentru care acest perete în față. Și suplimentar, aici văd că sectorul median se poate rabata integral. Adică ai și posibilitatea de a transporta, de exemplu, niște schiuri, și prin faptul că ai capitonajul ăsta aici, schiurile alea nu se vor rezema pe cotier. O să stea până în față. Chestia asta mi se pare bine gândită. Deci poți să o folosești și așa ca cotieră. Nu știu de ce ai face chestia asta, dar s-au gândit că se poate. Acces ușor în portbagaj. Deci banchetele sunt 40 20 cu 40, pentru că tracțiune spate minim și integral opțional, cum este aceasta, ai cardan și tunel median, și locul din mijloc estimez că nu-i foarte, foarte comod, dar surpriză în cap. Adică sunt la limită cu spațiul la cap și trebuie să stau un pic mai pe față. Aici în cap picioarele, problema e că nu prea în cap genunchi. Adică dacă vrei să stea trei oameni în spate, va trebui să-ți sacrifici din confortul din față, să dai scaunele mai în față, ca cel de pe mijloc să poată să-ți țină picioarele, cam așa. În rest, bancheta e suficient de lată. Și picioarele, partea de jos, tălpile, nu incomodează aspectul, locul. Așa, spătar tare și scobit. Chestia asta ajută la spațiu. Zic eu că are un design modular bun, mai ales pentru o mașină care e clasă mică. Adică avem și serie 3, avem serie 5 și serie 7. Deci sunt două clase peste ea ca sedan, unde clar vei avea mai mult loc. Așa, na, când vorbim de chedere, e o mașină nouă, nu cred că sunt probleme de scurge, dar uitați-vă, de exemplu, pe partea de antifonare, rama asta groasă, integrată cu un cheder moale cu unul de pâslă și un cheder pe toată zona aia. Adică e o mașină care sigur are un confort bun la mers. Partea din față la fel, pentru că este un pachet echipat confort, are și reglaj de scaun pe 8 direcții. Aici plus lombar, și aici ar trebui să fie masaje și închiderea lobilor lateral, reglajul de șale, cum îl zic eu. Și mai lipseau doar memoriile, dar la pasager sincer chiar nu le văd rostul. Ar fi prea moft. Se stă bine. Spre deosebire de Audi, nu avem acel lob, pentru că BMW pune cardanul pentru puntea față undeva în lateral, în linie cu cutia. Și oricum motorul ăsta, fiind 4 cilindri în linie, e mai scurt și poate să suplinească chestia asta, și designul ia lui ZF. Chiar se stă bine, putem vedea că torpedoul nu deranjează picioarele, și dacă e să deschizi, nu trebuie să dai genunchiul foarte departe. Pâslă și în partea asta, stă bine pe materiale. Îmi place acest iluminat ambiental, care sigur poate fi reglat la culoare. Foarte mișto integrarea tabletei cu bordul. Adică nu e un interior anost. Unii l-ați considera anost, dar mie mi se pare că totuși e minimalist. Iar zona asta de sus mi se pare drăguță. Însă aici probabil vom avea mici greeri. Dar de câte ori atingi așa. Adică chestiile astea cu bordul moale, zona asta aici, ornament, iar bord moale aici, nu prea o face proprietarul. Adică poate să te enerveze doar dacă știi că e un plastic tare. În cazul de față chiar nu este tare, v-am zis, critica ar fi că sunt niște plastice care poate să zorne la gropi, că nu avem noi cele mai bune drumuri. Cam asta ar fi cum se stă aici. Aici avem inclusiv, uitați-vă ce bine luminează această trapă, și dacă mai dai încă o dată se deschide așa, și suplimentar are acționarea clasică de trapă
E un plafon în toată regulă. Chiar îmi place trapa asta și probabil dacă vrei mai mult, trebuie să mai ții apăsat. Nu-mi dau seama cum e sistemul. Mă așteptam, de exemplu, să se deschidă mai mult. Dar ergonomia e la ea acasă, adică ai într-adevăr un minim de butoane. Tot ce ține de modurile de condus, camere, senzori de parcare și toate cele sunt pe partea asta. Schimbătorul are un alt tip de joystick acum, care se simte cumva mai firav decât ce era înainte. Controller ăsta, care e posibil să fie și touch în partea asta și e mai simplu de operat. Și chiar e... arată mult mai bine decât era înainte. Era o chestie care, na, evident că trebuie să progreseze. Aici avem etajul climatizării, care este mai compact. Pardon, aici e castofonul, nu climatizarea. Radioul și oricum ai comenzile aici, deci ai aceste scurtături toate în partea asta. Ai și BMW Connected, aplicația aia cu care poți să programezi porniri, răciri, încălziri, să vezi situația mașinii, să închizi, să deschizi, tot felul de chestii. Și chiar sunt curios, de exemplu, cum arată, uite, navigația. Are un răspuns foarte bun și îmi place că ai și introducerea asta. Pe zoom-ul, de exemplu, poți să-l dai și din roată, nu numai touchscreen. Adică dacă ești mai OCD și nu vrei să atingi ecranul ăsta, scapi ok cu rotița asta și exact cum estimam, este și tactilă. Foarte tare chestia asta, ar trebui să o facă toți. Deci de-aia zic că nemții și-au făcut temele pe partea asta de multimedia. Chiar se stă bine în mașina asta. Îmi place iarăși deschiderea acestui flaps, care are, putem vedea că are o baleere din asta interesantă. E pe două axe. Și aici avem iarăși o zonă cu cauciuc abraziv, unde poți să pui telefonul la încărcat, un port USB, suport de pahar și cu o priză de 12V. Un design chiar curat. Etajul de climatizare cu încălzire în scaune, cred că doar răcire nu are, că nu există probabil pe modelul ăsta, nu-mi dau seama, dar e totul la el acasă. Aici la fel, astea sunt sistemele de siguranță și uite, e mișto că ai, chiar îmi place chestia asta, poți să le pornești pe toate, nu trebuie să intri selectiv să faci chestia asta, poți să le oprești pe toate și individual este când ți le modifici tu. Adică uite, e prima dată când intru aici și mi se pare foarte ușor de folosit. Și sunt curios dacă poți să faci chestia asta și din, evident că poți să o faci și din selectorul rotativ. Adică e ce trebuie. Și BMW-urile astea nu au un sistem de parcare automat care ține minte traiectoria când mergi cu fața, știe că ai dat de 14 ori în dreapta și de 17 ori în stânga de volan și cât ai dat. Și poate să dea mașina singură cu spatele, fără să trebuiască tu să faci nimic. Nu știu dacă mașina asta are echiparea, dar e o opțiune interesantă pe care am văzut-o la BMW. Hai să vedem și la șofer cum se stă. Și repet, e o mașină nouă, adică mie mi se par interesante chestiile astea care țin de electronică la mașina asta de opțiuni. N-are rost să o critic pe parte de sisteme sau altceva, are tot ce vrei. Evident că în timp o să apară și anumite defecte, că nicio mașină nu e perfectă și cu siguranță astea noi nu mai sunt la fel de bine făcute ca cele din trecut. Acum avem aici multele butoane pentru reglajul de lumini. Îmi place că nu mai au acel selector, ci totul e tactil la butoane. Acesta este un volan M-Sport care are un design nou. Butucul are ceva muchii drepte. Interesant, încălzirea volanului este situată aici. Am mai văzut la unele mașini pus așa direct pe volan. Aici este ramura de cruise control, iar aici este cea de multimedia. Avem și padele, pentru că vorbim despre o cutie ZF8HP și un bord digital cockpit. Îmi place, însă e mișto că la el ar trebui să poți simula și ceasuri fizice reale. Display-ul este oricum setabil din display-ul central unde ai opțiunile. Și aici cred că în mijloc este un sistem de monitorizare a șoferului, ca să nu aibă probleme cu oboseala și îți dă diverse alerte. Așa e un cockpit destul de voluminos, dar poate cei cu picioare mai mari s-ar putea să se simtă puțin deranjați de lățimea acestei console. Dar totuși este o mașină compactă, adică e un serie 3, nu în serie 7, nu trebuie să-l judecăm așa după spațiu, dar mie mi se pare că ai suficient loc și scaunul este configurabil pe toate pozițiile, chiar la 8 reglaje pe direcție plus
acel reglaj de șale și ăsta de pulpe, chiar îți găsești cea mai bună variantă. O chestie interesantă este că aici este un senzor de mișcare. Și, de exemplu, dacă faci gesturi, îmi indica la un moment dat că poți să fac, uite, astea așa, poți să faci mișcarea asta. Vedeți? Și îl citește și poți judeca, mă rog, poți controla ecranul prin gesturi tactile. Da, sunt destul de enervante la un moment dat, adică trebuie să ai un pic de timp de obișnuință cu chestia asta și mi se pare că, uite, vezi? Că acum nu-i nimic a pornit, dar poți să reglezi volumul din chestia asta. E interesant că au integrat și chestia asta pentru că ține de tehnologie. Acum, de exemplu, din scurtătura asta, dacă apăs aici back și mă duc, de exemplu, la car, aici pot să setez tot felul de opțiuni care țin de, uite, de exemplu, la display-uri. Ai inclusiv un heads-up display care se activează de aici. Se pot vedea pe filmare. Că apar, mă rog, ăsta, eu îl văd foarte bine, telefonul însă nu îl filmează perfect. Așa că ai aici să faci tot felul de variante. Display-ul central, poți să reglezi luminozitate, mai ales ăsta de panou de bord mă interesa. Că, de exemplu, poți să schimbi tot felul de... Poți să ai viteză și în mile. Na, diverse chestii. E un sistem... complex și poți să și vorbești cu el, că îi spui hey BMW, vitalize me ăla și începe și spune muzică, aer condiționat și toate cele. Dar una peste alta, cred că putem fi de acord că stă bine pe parte de multimedia. Asta am vrut să arăt. Și faptul că are un buton dedicat de sisteme, asta chiar e tare și se văd și în bord în momentul în care mergi. Cam asta ar fi în linii mari. Prezentarea mașinii, uite, are și Spotify integrat, de stă bine, e o mașină totuși care e 2020, adică te aștept să aibă toate opțiunile posibile pentru așa ceva. Și cred că poți regla de aici și toate modurile astea de condus. Ia, sunt curios. Mod de condus, uite. Sport individual. Deci poți să reglezi tăria amortizoarelor, pentru că sunt cu damping reglabil, cu amortizoare reglabil. Direcția, răspunsul motorului, răspunsul transmisiei, ZF8HP, adică poți să te joci la multe chestii cu partea asta. Chiar mi se pare în ton cu tot ceea ce oferă. Uite, poți să schimbi inclusiv... Dacă te duci la Craiova, unde mai mult de jumătate din mașini sunt cu volan pe dreapta, poți să setezi farurile să bată invers. Asta e util, nu mai trebuie să lipești tot felul de chestii pe faruri în cazul în care te duci în Anglia. Cam asta ar fi interiorul mașinii, cred că v-ați prins cam despre ce e vorba. Despre genul ăsta de navigații, cred că teoretic, dacă vrei să le arăți foarte în detaliu, trebuie să stai să prezinți într-un episod dedicat chestia asta. Da, mi se pare că nu are rost. Adică cine vrea să vadă chestiile astea, nu știu, poate putem să facem niște episoade speciale despre navigație și dacă vă interesează, dar mi se pare mai inedit să prezinți mașina efectiv. Da, ai, uite și tu câte chestii, poți să vezi nivelul de ulei. Mă rog. Trebuie să fie motorul pornit, probabil. Cam asta ar fi, în linii mari, navigația asta. Răspunde bine și e suficient de bine integrată în bord. Nu e nici foarte sus ca să obtureze bordul, dar nu e nici foarte jos ca să trebuiască să ții privirea de la drum. Iarăși oglinda asta care este heliomată și inclusiv cea exterioară de aici este heliomată, mi se pare ok. Și cred că pentru că sunt destul de depărtate de caroserie, pe lângă că vezi bine, nu șuieră la viteză. Asta ar trebui să fie un mare plus din punctul ăsta de vedere. Da, hai să trecem la motor, că acolo ar fi câteva chestii interesante de povestit. Sistemul cu două clape, cu clapă dublă, practic, nu mai trebuie să... cauți vreo siguranță. Deci la mașinile noi o să deschidem capotele la filmări mult mai ușor. O să iau hăinuța să o pun un pic la o parte ca să vă vorbesc despre acest motor.
repet, am mai făcut o filmare unui asemenea motor, dar o să vorbesc încă o dată despre el pentru că ar fi păcat să nu detaliez. Ăsta este un motor care a înlocuit vechile variante de 6 cilindri în linie aspirate și practic modelul se identifică 330i, chiar dacă în realitate nu are 3 litri, ci are 2 litri. Sunt 4 cilindri în linie dispuși longitudinal, cuplați la o cutie ZF 8HP, care este cea mai cea cutie de viteze. Are și un sistem X-Drive, asta înseamnă că are o casetă de transfer imediat lipită de spatele cutiei, adică undeva în zona schimbătorului. Acea casetă are fie lanț, fie pinioane, depinde de varianta modelului, sunt destul de multe și nu e scris foarte, nu e foarte ușor de găsit. Practic, mașina standard de tracțiune spate și acea casetă, prin niște ambreiaje multidisc într-un ulei, transferă cuplu și către puntea față printr-un cardan situat în partea asta din dreapta a motorului. Și în felul ăsta mașina are o tracțiune X-Drive cu raport variabil de cuplu. Standardele în principiu sunt 60 cu 40 și poate varia cuplul ăsta în funcție de niște factori predefiniți. Motorul ăsta e nou, adică față de N20 pe care îl înlocuiește, are mai multe diferențe. În principiu s-a păstrat formatul de 2 arbori cu came, 16 supape în total, 4 pe cilindru. Acest termen de Twin Power Turbo înseamnă practic TVID, este prescurtarea, adică este turbo, sistem Twin Turbo sau Twin Scroll, depinde de variantă. Ai practic o turbină Twin Scroll, una singură, ai sistem de injecție directă, ai sistem de variație a distribuției numit VANOS și sistem de modificare a liftului, a pasului supapelor de admisie numit Valvetronic. Practic, aceste patru elemente combină această sintagmă de marketing numită Twin Power Turbo. Motorul ăsta, spre deosebire de N20, a modificat niște chestiuni. De exemplu, are pompă de apă mecanică, N20 o avea electrică, și este un bloc closed deck, adică nu are pasaje de răcire sub forma acelor fuste largi în jurul cămășilor pistoanelor, ci este un bloc de aluminiu direct frezat la strung. Și canalele de răcire sunt și ele înțepate sau făcute prin turnare. N20 avea open deck și avea acea pompă electrică. S-a păstrat turbina Twin Scroll cu actuator turbo electric și îl putem vedea aici, acea mufă și cu bara actuatoare. Asta înseamnă că nu mai ai nevoie de vacuumul motorului ca să acționezi turbina și poți să programezi acel actuator să se supună ECU. Adică dacă ECU vrea ca motorul ăsta să se încălzească repede, deschide wastegate-ul, varsă flăcările iadului în catalizator și se încinge în 2 minute. La fel, galeria de evacuare este imediat lipită de blocul motor și ai niște de chiulasă de fapt și ai o răcire foarte bună pentru că antigelul e gândit să treacă în două etape, adică ai odată o răcire a blocului și odată a chiulasei. Există un termostat electric și o pompă electrică suplimentară de antigel pentru că această mașină nu mai are intercooler în bară, iarăși o noutate față de N20, ci are un charge air cooler, deci toată zona asta de plastic conține admisia și intercoolerul care funcționează cu antigel. Undeva în zona asta sunt niște furtunuri de antigel de tur-retur care au un circuit de antigel separate și poate vedea aici, rezervorul ăsta mare este pentru radiatorul mașinii, iar rezervorul mic este pentru sistemul de charge cooling, pentru intercooler. Având acel valvetronic, mașina dozează accelerația din adâncimea la care coboară supapele, între 1 mm și 9,8 mm pas, dar pentru situații de urgență are și o clapetă de accelerație în partea asta, care poate permite mașinii să meargă în continuare fără mari probleme până la service. Este un motor care are injecție directă în continuare, se și poate vedea pompa de înalte care este situată pe arborele cu came de evacuare, este antrenată de o camă cu 4 lobi, dacă mi-aduc bine aminte, și toate conductele astea metalice sunt de înaltă presiune, are până la vreo 250 de bari și se și poate vedea rampa Comorail în partea asta. Și o noutate pentru acest motor este că folosește injectoare cu solenoid direct lipite pe rampă, adică nu mai ai tubulatură la ele. Injectorul este direct cuplat pe rampă. Vom vedea în timp cum se va manifesta. Un pic de buhuhu este că distribuția se află la spate. Asta pentru a reduce din greutatea motorului în partea din față și de a permite un profil jos.
pentru ca linia capotei să se poată păstra. Puteți vedea că în partea din față aici e descendentă linia. Cu o distribuție în față n-ai fi putut să faci chestia asta. Reversul e că în caz de nevoie se schimbă destul de greu. Sunt trei lanțuri de distribuție. Unul mic care coboară de la arbore jos în pompă. Formă unul median care se duce oblic în partea asta la un pinion median și de la acel pinion se duce peste cei doi arbori cu came. Deci, practic, variatoarele de distribuție vanos se află în spate, nu în față. Probleme în timp, eu zic, o să apară la toate capacele astea de plastic, o să se scurgă antigel, ulei și toate cele pe aici. Aici putem vedea și un pic din sistemul valvetronic. Trebuie să aprind un pic lumina. Cu arborile intermediar și camele acelea care sunt acționate separat. Deci, practic, arborele cu came nu bate direct pe tacheți, pe supape, ci are un arbore intermediar care îi modifică pasul. Pasul supapei, practic. Și toată chestia asta este controlată de un motoraș electric care e undeva prin lateral asta a motorului. Motorul integral din aluminiu, atât blocul cât și chiulasa, este înclinat pe o parte la vreo 18-20 de grade. Are niște pistoane cu offset, adică dacă privim cilindrul din profil, unde are bolțul pistonului, să zic, ar fi acesta, el nu e fix pe linia mediană a pistonului, ci un pic într-o parte și în felul ăsta se elimină zgomotul acela numit piston slack și face motorul ăsta chiar să fie evoluat din punct de vedere tehnic. De exemplu, B58 are pur și simplu doi cilindri adăugați, însă are și niște modificări. În primele variante este fix ca acesta, cu doar doi cilindri în plus, trei lanțuri de distribuție și o galerie de evacuare cu sistem twin scroll, care nu este integrată în chiulasă, iar varianta technical update, care echipează, de exemplu, M340 și Toyota Supra și BMW Z4, au niște modificări, care se pare că au fost făcute la îndemnul Toyota. Și anume, distribuția are două lanțuri, pompa de înalte a fost mutată cumva pe distribuție, deși s-ar putea să mă înșel la chestia asta. Spuneau că s-a vrut degrevarea distribuției de sarcina asta cu pompa de înalte și au mutat-o undeva în bloc. Galeria de evacuare este integrată în chiulasă, adică este un head fold, este și head și manifold. Și asta înseamnă că turbina nu mai are o galerie cu, în cazul ăla, cu 6 tuburi, ci sunt doar două, câte un tub pentru fiecare din cele două ramuri de câte 3 cilindri. Deci are o mică diferență. Asta pentru că este twin scroll. Ea e acoperită și nu prea se poate vedea. În zona aia de jos unde este turbina sunt împerecheați cilindrii 1 cu 4 pe un traseu separat de cilindrii 2 cu 3 și aceste tubulaturi se unesc abia peste palele turbinei. Și în felul ăsta nu se otrăvesc cilindrii între ei. Pulsațiile se duc direct în turbo, nu se mai întorc în galerie înapoi. Și în felul ăsta motorul poate să fie alimentat corespunzător cu aer. Pentru că pe admisie intră doar aer, fiind injecție directă, nu are sistem de admisie dublă. O chestie ciudată e că i-au crescut compresia, are vreo aproape 11:1 compresie, pentru motor turbo e destul de mult, mai ales că are ceva boost, fiind 2 litri ca să atingă 258 de cai în cazul ăsta și există o variantă care are și vreo 306 cai pe M135, de exemplu, care însă are alte pistoane, alte biele, arborele este diferit și turbina este mai mare, adică nu e chiar același motor. E aceeași familie, dar diferă un pic nuanțele astea. Și zic eu că, în esență, am cam acoperit ce era la motorul ăsta de arătat. Eu zic că e un motor trainic, pentru că are un bloc din ăsta closed deck, care suportă presiuni mari și ar trebui să supraviețuiască destul de bine în timp. Dar, evident, având o grămadă de senzori, cablaje, furtunuri, tubulaturi și mult plastic, adică gândiți-vă că, practic, capacul supapelor este dintr-un plastic. O să flambeze de la căldură, o să apară scurgeri, la fel în zona asta ai toate șansele să se corodeze sau să se strice garniturile și o să te trezești cu antigel în admisie. Poate să corodeze aluminiul ăla dacă nu folosești ce antigel trebuie, adică peste 10 ani cred că o să tot vedem anumite situații. Și așa putem observa cât de în spate este acest motor, cât loc este aici, adică cum aici practic încap încă 2 cilindri la mașina asta. E iarăși o grilă activă făcută special pentru răcire, senzorul de radar din bară și în partea de jos unde avem doar radiator antigel și radiator de climă.
charger, coolerul fiind în partea asta din dreapta. Mie îmi place motorul ăsta, sincer, și îmi place ce au făcut la el, faptul că în continuare a primit un facelift și motorul, mai ales pe variantele astea M135 și pe variantele pe 6 cilindri, în care au adăugat modularitatea asta mai bună, adică au simplificat distribuția. Și ce mai are interesant, are și doi arbori de echilibrare și îmi place că ei nu sunt antrenați de lanțul de distribuție, ci sunt în contrarotație antrenați direct de pinionul mare al arborelui cotit. Adică distribuția este descărcată. Că vă dați seama, să ai un lanț care ți alimentează și pompă de apă și pompă de ulei și arbor de echilibrare și pompă de înalte și distribuție, are foarte multă sarcină pe el și de-aia se și cedau poate lanțurile astea vechi. Și în ultimul rând, la motorul de 3 litri nou, faptul că e un singur lanț mare pentru etajul distribuției. Sunt zvonuri, dar se pare că Toyota a colaborat cu BMW la îmbunătățirea lui și din păcate noi în Europa nu o să-l vedem în putere maximă pentru că are filtru de particule, are un catalizator mai strâmt care obturează gazele de evacuare și nu are puterea întreagă, mi se pare că are undeva la 326 sau 355 de cai, nu 381 cât oferă în standard în state. Dar motoarele oricum se pot upgrada, nu este asta o problemă. Da. Hai să dăm și o tură la drum, să vedem cum se manifestă mașina asta. Am revenit la interior. Am uitat să vă arăt o opțiune interesantă care este pe această mașină. De fapt, v-am spus de ea, dar ca să vedeți cum funcționează. Când pui schimbătorul în marș arier, mașina îți ține minte ultimii 50 de metri parcurși cu fața și practic dă înapoi în oglindă mașina singură. Mi se pare foarte tare opțiunea asta, e suficient să apeși aici pe asistent marș arier și aici e asistent la parcare, adică poți să faci și parcări în spic și parcări laterale și putem vedea că această cameră oscilează între față și, mă rog, spate și față. Adică ai o vedere și o grafică foarte bună și coboară și oglinda în momentul în care dai în marș arier. Nuanțe, dar zic eu că sunt plăcute. Așa că hai să mergem la drum, să vedem cum se simte, chiar sunt curios, mă gândesc că break-ul e un pic mai greu și acum apelez și eu la voi că poate sunteți mai cunoscători BMW decât mine. Eu am reținut și proprietarul știa chestia asta, uite altă chestie tare, când rotești volanul se mișcă camera, unghiul, mă rog, e ceva din soft probabil, nu-i fizic. Dar e mișto chestia asta, adică de-aia zic că stau bine pe tehnologie. Deci practic eu mișc mașina acum uitându-mă exclusiv pe ecran. Deci mi se pare super tare chestia asta și pentru că ai și camere în partea din oglinzi, uite, poți să vezi inclusiv în dreapta chestia asta. Pui semnal și ți arată că ai pus semnal, adică să fii atent să întorci capul în direcția aia și e super tare chestia asta. Adică nu zic că e meritul BMW, dar faptul că o mașină modernă are și avantaje. Chiar dacă nu mai e poate fiabilitatea cum era pe vremuri, faptul că ai genul ăsta de opțiuni chiar te poate scoate din niște situații ușor neplăcute. Referitor la ce ziceam eu, că unii sunteți poate mai pricepuți pe BMW decât mine, eu am reținut că mașina asta, pentru că este X-Drive, are 258 de cai și că variantele care sunt S-Drive, doar tracțiune spate, au 255 de cai, de unde diferă și demarajul mașinii, și anume că X-Drive are 5.500 și standard are 5.8. Nu știu, poate mă lămuriți și voi, e clar că e posibil să fie o diferență, este exclusiv din soft, nu diferă cu nimic. La fel cum și acea cutie Sport, care e avută și de mașină, asta este un ZF 8HP standard. Doar că din soft probabil e făcută să schimbe mai repede și oricum mașinile astea sigur vor primi update-uri de soft, de putere, făcute de către proprietar și se face upgrade și la softul cutiei și chestia asta zic eu că ne arată cât de versatile sunt sistemele astea. Cutia ZF 8HP, v-am zis, mi se pare cea mai tare pentru că este o cutie hidramată, are 8 trepte, deci nu e foarte, foarte complexă și are puține elemente în mișcare și asta înseamnă că un schimb de treaptă se produce foarte repede. Nu ai nevoie de cine știe ce componente, o grămadă. De exemplu, sunt anumite cutii cum este 9G Tronic, care pentru treapta 5-a îți folosește vreo
4-5 seturi de pinioane băgate unul în altul ca să transmită mișcarea, în timp ce o cutie, de exemplu ZF9HP, care e tot transversal, folosește doar 2 pinioane. Adică, deși mișcarea se transmite, e mult mai mare complexitatea mecanică în situația aia și exact asta are ZF-ul. E mai bine făcută din punctul ăsta de vedere. Ce să zic, e senzația de conducere liniștitoare, adică poate să fie orice motor. Chestia asta e dat și de cutie, schimbă bine, nu simți șocuri, dar știi că e acolo, hidramata aia, că e fiabil. Că și un dublu ambreia schimbă repede, dar parcă n-are aceeași finețe ca lua asta, mai ales la plecările de pe loc. Nu simți ezitări, nu tremură, totul e ok. Acum, mă rog, fiind ora, am prins și un pic de aglomerație și într-un fel mă bucură chestia asta, că vreau să și văd cum se mișcă mașinile astea într-o situație reală de trafic. E foarte silențios, adică n-auzi nici motorul. Dacă nu te uiți la ceasuri, nu-ți dai seama ce viteză ai. Și sincer, mi se pare o mașină mare. Adică are niște proporții și cred că e simțitor mai mare decât un C-Class, dovadă locurile din spate. Pe un W205 nu ai atat loc în partea din spate. Da, e un upgrade mișto pe parte de design, nu putem să negăm chestia asta. Evident că vor fi veșnicii nostalgici, și eu sunt unul dintre ei, care nu uită nici ce a fost înainte. Adică poate cândva în trecut, anumite generații, de exemplu cum a fost T90 față de E46, sau poate chiar seriile alea 7 de pe vremea respectivă, cum erau, avea un impact vizual mult mai mare decât o are asta, de exemplu. Adică depinde de la ce raportezi. De asta zic că de multe ori acel Audi 80 pe care l-am filmat are o poveste în spate și mașinile vechi în general au povestea asta în spate care face totul să pară mai altfel. Ei, acum cred că va trebui să improvizez aici, că DN-ul e aglomerat, așa că o să iau la stânga. Era o chestie mișto pe net. Puseseră unii un semn într-un sens giratoriu și ziceau că dacă ai o zi bună, fă rondul de mai multe ori. Și erau unii care intrau și făceau de 3-4 ori. Asta dovadă că citeau acel mesaj. Mașina folosește MacPherson în continuare pe față și multilink pe spate, adică este formatul clasic adoptat de seria 3 practic dintotdeauna. C-Class-ul, de exemplu, a migrat pe multilink pe față, adică teoretic e un setup mai confortabil, însă trebuie să recunoaștem că BMW a avut tot timpul niște suspensii sportive bine reglate, deci nu e neapărat nevoie de multilink pe clasa asta de mașină. Evident, a crescut în gabarit, motoarele, oricât de eficiente ar fi, și consumurile cresc, adică mașina asta teoretic cred că îți oferă în oraș un consum de aproximativ 12-16, depinde de cum mergi, și în afară între 7 și 10. 10 la un mers din ăla vesel, așa cum pure joy, știi cum ar trebui să fie condusă o mașină din asta. Dar în rest sunt niște cifre pur și simplu. Adică mie mi se pare decent un consum din ăsta urban. Nu văd să fie o povară, mai ales că benzina s-a ieftinit și eu personal nu sunt fan diesel, așa că îmi asum un consum din ăsta. Da, e chiar se prezintă ok mașina. Și mă gândeam la o chestie, o să pun nițel pe pauză acum, pentru că e coadă și nu cred că are rost să stau să vorbesc cât sunt pe loc, așa că dăm puțin camera și revenim când e drumul puțin mai liber. Da, e afișajul ăsta, spuneam că are mai multe posibilități de optimizare. De exemplu, îți arată accelerometru, îți arată cai putere și newton metri folosiți și consumul, care acum e la 16,8%. Și fiind pe sport, ce auziți însă voi aici este un sunet artificial în boxe peste cel al motorului. Pe unii poate să deranjeze chestiile astea, așa că dacă îl dau pe un confort, ce auziți acum este sunetul motorului. Nu diferă foarte mult, dar important e că este reglabil și poți umbla la valorile astea. Da, e distractiv ăsta cu newton metri.
că ți afișează facil niște informații de astea jucăușe care țin de că ai putere și trage mașina, adică nu poți să zici că nu are și ține cutia sus reglată, adică poți să faci niște demaraje hotărâte cu ea, ai și padele. Da, deci are, prin faptul că are 8 trepte tot, și sunt scurte în partea de jos, are o etajare foarte bună pe partea asta de reprize. Adică o cutie cu 5 trepte, de exemplu, nu va putea niciodată să aibă această etajare atât de bună. Aici mă voi folosi de spațiul ăsta liber pentru că este extrem de aglomerat și n-are rost să stăm cu ea în bajoc de motor să stau în trafic, așa că voi întoarce aici, n-am deranjat pe nimeni. Schimbă, frate, repede, n-ai nicio treabă. Și dacă ești în a doua și dai capăt, te bag în scaun, e suficient. Adică eu zic că suplinește pe performanțe motorul de 6 cilindri în linie. Din păcate, pentru purici nu va suplini pe partea de rafinament și, știu eu, empatie. Un motor cu 6 cilindri, dar să fim serioși, la puterea pe care o are, deci practic are cuplu de diesel la 400 de Nm, stai super bine și nu vei avea probleme cu depășirile cu ea. Da, depinde ce preferi. Unii preferă cai de aspirată, alții preferă pe ăștia de turbo, că evident, turbina îți aduce acest cuplu de jos, care de multe ori la diesel te păcălește, adică ți arată, te bagă în scaun, dar dacă te uiți la AC nu e așa ceva wow la putere, știi? Da, mie îmi plac ambele. Până la urmă, când îți plac mașinile și motoarele, să fim serioși, în zilele astea nu mai poți să pui motoare aspirate. Adică evident o să le vezi pe cilindre de astea de 3 litri, 4, 5, 6, mașini mai exclusiviste, dar pe mașini normale de consum, norma e acum să ai motor turbo, cu foarte mici excepții, cum ar fi Toyota, Mazda, care încă păstrează motoarele aspirate mari, dar în scop de eficiență, nu de performanță, toate sunt turbo. Așa că în situația asta ne descurcăm cu ce avem. Da, e, trage mișto, chiar n-ai problemă, adică performanțele chiar sunt, pe foaie stă foarte bine și zic eu că și trage. Adică e surprinzător de bine, sincer, mă așteptam să trag așa, dar parcă cumva te aștepți la un motor de ăsta de litraj mare să ducă. Adică reprize de astea 80-120, eu zic că stau foarte ok, nu ai probleme din punctul ăsta de vedere. Și uite, așa fățită prin traficul ăsta, 17%, mă rog, nu e un consum chiar relevant, dar nu e ceva de speriat, clar asta. Și sistemele sunt mișto, clar. Adică asta este marele progres față de generația anterioară. Cine caută high-tech într-o mașină chiar va găsi. Adică înțeleg toate brizurile astea și setări și sisteme, dar totuși e de apreciat că ele sunt discrete acolo și dacă vrei poți regla mașina să fie cât mai aproape de una analog. Adică un motor, o cutie și șoferul. Eu zic că e de apreciat și când ai o muzică bună mașină, că te face să conduci mai dinamic. Și motorul se aude fain, chiar dacă nu e un 6 în linie, n-are același timbru, nu se poate să-l aibă. Da, adică ați văzut cum se aude în 55 turbo. E mai dinamic din punctul ăsta de vedere, dar trage mașina. Asta e, chiar îmi place cum se conduce. Și ce mi-a mai plăcut la ea este intervenția sistemelor.
În sensul că sunt discrete și nu fac corecturi din astea grosolane. Adică pilotul automat știe să și reducă viteza din domolirea accelerației, nu din pedală de frână. Sunt multe mașini la care, de exemplu, mașina din fața ai 120 de km pe oră și tu ai 130 și pentru diferența aia de 10 km pe oră ar fi suficient să reducă turația. Nu, aia pune frână și e nașpa, adică cum ai schimba banda și un tir merge mai încet, ți se urcă cu două călcâie pe frână, e enervant. Ori la mașina asta chiar nu simți chestia asta și cu siguranță în prețul ăsta clar cineva a proiectat acolo intens chestiile astea, le-a gândit și contează mult. Adică nu degeaba costă atâta. E o marcă care se situează de foarte mult timp în spectrul ăsta de preț, în segmentul premium și știm cu toții. Cred că n-are nevoie de reclamă, adică am mai zis eu în niște filmări. BMW în esență e o firmă discretă, adică livrează ce promite, emană sportivitate și lux și are puține cuvinte în reclame, adică nu are nevoie de cine știe ce prezentare. Faptul că apar tot felul de mituri urbane și dileme sociale, astea sunt în funcție de zonele unde sunt vândute mașinile astea. De exemplu, în Turcia o să vezi BMW-uri din astea cu 1.5 benzină, că sunt impozitele foarte mari. În alte țări, cum e America, o să vezi numai 3 litri, pentru că ei cumpără numai vârfuri de gamă, full option. Acum, în România, cred că le cam avem pe toate, pentru că, uite, e un motor de 2 litri, dar cu cai de 3. Cam asta a fost prezentarea mea. Oricum, cumva prefer să spun povestea și nu să mă axez pe condus, adică vă dați seama că pe parte de condus, doar dacă duci mașina pe un circuit sau pe niște serpentine, poți să faci ceva, niște filmări, dar, în esență, cu ce v-ar ajuta pe voi o experiență de condus din asta din partea mea? Mai curând cred că ajută povestea pe care o fac și cred că e mai inedit de arătat. Acum, dacă v-a plăcut această filmare, dați-ne și nouă un like, abonați-vă la canalul nostru dacă n-ați făcut-o deja, apăsați și clopoțelul ca să primiți notificări, vizitați Instagram-ul și în continuare mulțumim proprietarilor că ne dau aceste mașini la test drive, că își rup o oră, două din timpul lor în traficul ăsta aglomerat ca să ne aducă mașinile la test și sperăm să tot susținem acest rind pentru voi. Și mulțumim și reprezentanțelor care ne-au ajutat cu mașini și a oamenilor care ne lasă să spunem niște povești, cum a fost prezentarea cu Audi 80 și cu Renault 5. Sper să mai apuc să fac genul ăla de mașini. Bye, bye!